Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit virtual la această conferință de presă. Mulțumesc ziariștilor, jurnaliștilor care s-au alăturat astăzi și, bineînțeles, tuturor celor care ne urmăresc. Am decis să organizez această conferință de presă în această dimineață de aici, de la Parlamentul European, pentru a marca cumva în mod formal rezultatul alegerilor încheiate în această duminică în Republica Moldova. E important, cred, de spus că scrutinul din 1 și 15 noiembrie a reprezentat un test esențial pentru democrația din Republica Moldova, pentru atașamentul Republicii Moldova la valorile europene. Nu sunt doar afirmațiile mele, este ceea ce înaltul reprezentant Josep Borrell pentru politica externă al Uniunii Europene a afirmat în plenul Parlamentului European atunci când am dezbătut și am adoptat în urmă cu doar câteva săptămâni raportul privind acordul de asociere și evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în cadrul acestui acord. Această afirmație nu era una întâmplătoare, era una care marca preocuparea și atenția politică cu care instituțiile europene, Parlamentul European, Comisia Europeană, înaltul reprezentant pentru politică externă, urmăreau într-adevăr ceea ce se întâmpla pe scena politică din Republica Moldova și modul în care autoritățile, societatea în întregul său se pregăteau pentru aceste alegeri. Și în calitatea mea de raportor al Parlamentului European, aș vrea să spun în această dimineață că, din punctul meu de vedere, Republica Moldova a trecut acest test. A trecut acest test cu brio și cred că câștigătorii, de fapt, cei mai importanți ai acestui test și eroii nevăzuți mulți ai acestui test, sunt cei peste 1,5 milioane de alegători moldoveni, indiferent unde s-au găsit ei, că au fost în Republica Moldova, că au fost în state membre ale Uniunii Europene, că s-au aflat pe teritoriul Federației Ruse, deci indiferent unde s-au aflat ei, alegătorii Republicii Moldova sunt cei care merită, cred eu, primele felicitări. De ce? Pentru că, dincolo de dezamăgirile pe care poate le-au simțit în ultimii ani, dincolo de dezgustul pe care poate foarte mulți dintre ei l-aveau pentru politică, așa cum se întâmplă și în România, și știu acest lucru foarte bine, așa cum se întâmplă în multe alte state europene, dincolo de minciunile, de dezinformările pe care, din păcate, le-am văzut în timpul acestei campanii, electoratul din Republica Moldova a înțeles adevărata miză a acestor alegeri, a înțeles importanța lor pentru mesajul și pentru opțiunea politică strategică esențială pe care Republica Moldova trebuia să o ia. Și din nou aș vrea să felicit în primul rând pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opțiunea lor politică, indiferent cu cine au votat. Asta este mai puțin important, asta înseamnă democrația. Democrația înseamnă să respecti opțiunile politice ale fiecăruia și cei care câștigă o majoritate să preia frâiele și destinele societății și ale țării și să le ducă mai departe. În al doilea rând, bineînțeles, vreau să felicit câștigătorul acestor alegeri, vreau să o felicit pe președinta Maia Sandu, noul președinte al Republicii Moldova, pentru modul în care a știut să rămână ferm atașată principiilor, valorilor, mesajelor politice pe care și angajamentelor politice pe care și le-a luat nu de acum, ci încă din 2016. Modul în care a știut să rămână consecvent pe ceea ce a adus-o în politică, pe crezul său politic și, în mod evident, rezultatul acestor alegeri, scorul electoral obținut, demonstrează că acest mesaj, acest angajament, acest crez politic pe care președintele Maia Sandu l-a pus ca ofertă electorală în fața alegătorilor moldoveni este cel care a rezonat cel mai bine cu așteptările alegătorilor din Republica Moldova. Urmează un drum dificil,
din punct de vedere politic, un drum care va însemna atât pentru noul președinte Maia Sandu, cât și pentru guvern și parlament, va însemna un alt test. Un test de, de înțelegere profundă a ceea ce alegătorii moldoveni au avut de spus în urmă cu câteva zile și care obligă nu doar pe președintele Maia Sandu, cea care a câștigat aceste alegeri, ci obligă întreaga clasă politică din Moldova la o reflecție foarte serioasă asupra a ceea ce așteaptă votanții de la ei. Și îndemnul pe care eu vreau să-l dau astăzi întregii clase politice din Republica Moldova este un îndemn la, la înțelepciune, la a asculta ceea ce electoratul a avut de spus, pentru că felul în care se vor angaja în săptămânile care urmează în discuții, în negocieri politice, care să degaje o soluție pentru guvernarea în Republica Moldova, pentru o eventuală majoritate în Parlament sau pentru declanșarea unor alegeri anticipate, indiferent care este opțiunea politică care se va degaja din aceste discuții în perioada următoare, trebuie să fie o soluție care să respecte voința electoratului din Moldova, ceea ce ei au avut de spus prin votul lor din 15 noiembrie și eu cred că toți cei care au o minimă înțelegere politică își dau seama foarte clar care este opțiunea majoritară în Republica Moldova și ceea ce așteaptă cetățenii de la, de la politicienii care îi reprezintă. M-aș opri aici. Deschid acum posibilitatea pentru întrebări din partea jurnaliștilor. Voi ruga să, să ridicați mâna în, în chatul Zoom-ului și eu vă voi, vă voi prelua. Vă rog din partea stația 11, așa mi apare mie aici. Da, da. Bună ziua, domnule Tudorache, bună ziua, colegi, Vasile Munteanu, TVR Moldova. Pentru început aș vrea să vă întreb dacă au fost făcute deja demersuri pentru eventuală vizită a președintelui ales Maia Sandu la Bruxelles. Eu nu știu să, să fie astfel de demersuri. Eu personal am avut contact cu, cu doamna președintă încă de a doua zi după alegeri. I-am spus în primul rând că în ciuda situației sanitare dificile și a crizei, eu sunt pregătit să, să fac o vizită la, la Chișinău, dacă este nevoie, pentru a discuta agenda de reforme care rămâne în continuare un lucru important pentru Republica Moldova și, bineînțeles, și pentru, și pentru noi aici în Parlamentul European și, și în instituțiile europene. Despre o vizită la, la Bruxelles încă nu știu, dar sunt convins că în ceea ce privește actorii politici europeni, la, indiferent că sunt la nivel de Comisie Europeană, la nivelul Serviciului de Politică Externă sau la nivelul Parlamentului European, vom fi foarte bucuroși și vor fi foarte bucuroși să o primească pe, pe noul președinte Maia Sandu aici la Bruxelles. Altă întrebare, deci nu este un secret, implementarea agendei de asociere, realizarea în general a reformelor pe care și le-a asumat Republica Moldova, în primul rând față de cetățenii săi, e competența guvernului și a Parlamentului de la Chișinău și nu a președintelui. Din urmare, vreau să vă întreb dacă, în forma sa actuală, Parlamentul și guvernul sunt în stare să continue realizarea agendei de asociere pe care ne-am asumat-o sau e nevoie de un alt guvern și un alt parlament care să se angajeze plenar în realizarea a tot ceea ce și-a asumat Republica Moldova? Da, o foarte bună și relevantă întrebare. Nu întâmplător spuneam și eu la, la final declarației mele de început că aceste săptămâni care urmează sunt foarte importante exact din, din, din această perspectivă. Într-o Republica parlamentară, așa cum este Republica Moldova, e clar că președintele nu are pârghiile directe executive de a îndeplini el sau ea însăși acea agendă de reforme sau de a da imbodul executiv necesar, de a avea pârghiile de a interveni în administrație, în așa fel încât ceea ce trebuie să se întâmple, că e vorba de inițiativă legislativă sau de a implementa anumite măsuri concrete, să se și, să se și petreacă. Însă, președintele are un rol foarte important de mediator și de a vedea și de a da o direcție politică strategică asupra ceea ce se, ce se întâmplă.
la nivelul celorlalte instituții și Maia Sandu va trebui să joace acest rol de mediator, deși nu va fi unul simplu. Tocmai pentru că, așa cum spuneați, la nivelul Guvernului și la nivelul Parlamentului, dacă ne uităm la ceea ce au făcut acest Guvern și acest Parlament în ultima perioadă, nu avem neapărat toate garanțiile și toate indiciile că va exista un entuziasm imediat pentru a porni pe acest drum. De aceea făceam referire la negocierile pe care cred eu că președintele deja se pregătește să le angajeze în perioada următoare, este esențial, pentru a vedea într-adevăr ce fel de guvern va avea Republica Moldova de acum încolo și ce fel de majoritate parlamentară. Știți foarte bine, președintele Maia Sandu în timpul campaniei a vorbit constant de nevoia de alegeri anticipate. Eu cred că rezultatul și opțiunile politice ale electoratului din Republica Moldova, așa cum s-au manifestat ele acum pe 10 și pe 15 noiembrie, arată clar că așteptările și așteptările legitime de altfel ale societății nu se mai aliniază perfect cu actuala configurație în Parlament. Se mai întâmplă astfel de lucruri în democrație, evoluții foarte rapide la nivelul societății și un parlament și o configurație parlamentară care rămâne cumva în urmă. Constituțiile prevăd pentru astfel de situații posibilitatea de declanșare a alegerilor anticipate. Știu că, la fel, din păcate, aș spune, ca și în România, Constituția Română, la fel ca și Constituția de Republica Moldova, nu prevăd mecanisme foarte simple de declanșare și organizare a alegerilor anticipate. Deci și aici va fi nevoie de o negociere și o discuție foarte serioasă pe care președintele Maia Sandu va trebui să-l aibă, cum spuneam, în perioada următoare, cu toți factorii politici de la Chișinău. Nu va fi o perioadă simplă în perioada următoare. Și misiunea noului președinte Sandu va fi o misiune ușoară, dar sunt convins că o va aborda cu toată energia și cu toată buna credință pe care le-a demonstrat din prima dată. În aceste zile la Chișinău se discută foarte mult, ipotetic ce-i drept deocamdată, despre formarea unei eventuale majorități parlamentare dintre Partidul Socialiștilor, pe de-o parte, și există o platformă pentru Moldova constituită din foștii transfugi ai PD-ului, care au plecat și de la Pro-Moldova, deci o adevărată poveste a Gogoașei aici la Chișinău în plan politic. Deci o majoritate între PSRM, Partidul Șor, deputații Partidului Șor și foștii deputați de la Promoldova. Practic, mai există în Parlament și câțiva deputați neafiliați. Practic, ar fi suficiente voturi pentru încropirea unei majorități parlamentare pro-PSRM. Dacă ajungem în această situație, o asemenea majoritate parlamentară ar fi un impediment serios în continuarea procesului de reformă și realizarea agendei de asociere? Nu vreau să dau astfel de verdicte, pentru că nu este căderea mea să o fac. Da, într-adevăr, am văzut și eu, am citit și eu astfel de scenarii de reconfigurare a unor noi majorități în Parlament. E o configurație posibilă. Dacă președintele Maia Sandu va reuși să găsească o soluție de a reuși chiar și cu astfel de majoritate politică să obțină un angajament politic ferm pentru continuarea agendelor de reformă, atunci acest lucru va fi un lucru benefic pentru Republica Moldova. Eu, din nou, spun ceea ce am afirmat și mai devreme în prima declarație. Toată scena politică din Moldova trebuie să se uite atent la rezultatele de duminică. Aceste rezultate și voința electoratului au spus niște lucruri. Apropo de ceea ce își doresc de la politicieni, apropo de ceea ce așteaptă ei să vadă, nu numai de la președintele Maia Sandu, pentru că aceste alegeri n-au fost candidații la președinție, au personificat cumva voința politică dincolo de dorința de a pune pe cineva pe scaunul de președinte. Au fost un vot, îndrăznesc să spun, despre drumul pe care Moldova trebuie să-l ia. Rezultatul covârșitor în favoarea Maia Sandu, cred eu că arată ceea ce la momentul acesta societatea moldovenească își dorește.
Și orice majoritate parlamentară, din orice partid ar fi constituită la acest moment, ar trebui să se uite responsabil la acest vot și la ceea ce votanții își doresc la acest moment. Dacă ei aleg să ignore acest mesaj politic, să ignore aceste așteptări ale societății, din punctul meu de vedere, scadența politică vine întotdeauna într-o democrație, la viitorul ciclu electoral, și responsabili pentru această cadență politică nu sunt decât cei care au deciziile să așeze opțiunile politice ale unei astfel de majorități într-o parte sau în cealaltă. Și ultima întrebare. Această campanie, nu este un secret, a fost una dintre cele mai murdare. Ați menționat și dumneavoastră, am avut parte de foarte multă propagandă, dezinformare, fake news-uri care au fost tirajate inclusiv prin intermediul unei bune părți a mass media din Republica Moldova. Acest tablou vorbește odată în plus despre necesitatea resetării inclusiv a Consiliului Audiovizualului, îmbunătățirii activității acestui. Acum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme. Da, sunt de acord că există o responsabilitate dincolo de, să spun, responsabilitatea editorială a fiecărui trus de presă care alege o linie politică sau alege o linie de conduită, de deontologie profesională, pentru că până la urmă despre asta vorbim atunci când împrăștii știri false, atunci când dezinformezi în mod deliberat de la nivelul unui trus de presă, atunci ai o responsabilitate în primul rând editorial. Și pentru această responsabilitate editorială, într-o democrație există instituții care exact pentru asta sunt formate. Pentru a veghea asupra modului în care aceste responsabilități editoriale sunt exercitate și pentru a sancționa acolo unde ele nu sunt bine asumate și bine îndeplinite. Așa că da, eu cred că responsabilitatea, una dintre responsabilități, poate cea mai importantă din punct de vedere instituțional, pentru felul în care presa din Moldova și-a desfășurat activitatea în această perioadă și a ales să informeze publicul din Moldova, stă cu Consiliul Audiovizualului și eu cred că e nevoie și acolo de o reformă serioasă, pornind de la felul în care este numit. E foarte importantă pentru independența unei astfel de instituții ca numirile să fie dincolo de orice bănuială de partidul politic și la modul în care își desfășoară activitatea. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Doamna Francesca Gindea. Sau Gindea. Gindea. Bună dimineața. Francesca Gindea de la ProTV. Vreau să vă întreb ce așteptați de la mandatul Maiei Sandu. Mulțumesc. Eu am spus-o mereu și nu vreau să sune ca o repetiție. De aici nu e vorba despre așteptările mele sau despre așteptările Parlamentului European sau ale instituțiilor europene. E în primul și în primul rând vorba despre ce așteptați dumneavoastră. Ar trebui să întreb ce așteptați dumneavoastră sau ce credeți că așteaptă societatea moldovenească de la acest mandat. Eu unul cred că acest mandat va fi unul care să afirme dacă mai era nevoie și eu cred că era important ca în acest moment să vină această confirmare, să afirme opțiunea politică pro-europeană a Republicii Moldova. Și dacă e să-mi exprim totuși o așteptare, aceasta este așteptarea mea cea mai mare. De ce? Pentru că, practic, e foarte important ca Republica Moldova să spună răspicat care este opțiunea politică, care este opțiunea strategică, care este drumul și atașamentul pe care și-l asumă. Pentru că odată făcută o astfel de afirmație, odată făcută o astfel de opțiune, atunci și parteneriatul devine mai puternic. Și atunci atașamentul care stă în spatele unei astfel de parteneriat aduce Moldova, și eu cred că asta a arătat în mod evident electoratul moldovean că își dorește, aduce Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeană, acolo unde, din punctul meu de vedere, Moldova merită să ajungă. Doamna Cristina Văpușoi?
Dacă nu, domnul Constantin Uzdriș. Da, domnule Tudorache, bună ziua. Bună ziua. Eu aș vrea să mă întorc puțin la procesul electoral. Aceste alegeri au demonstrat că avem o sumedenie de lacune în ceea ce privește codul electoral al Republicii Moldova. Am avut acele incidente cu lipsa de buletine de vot în diasporă, am avut acele incidente din zona de securitate de la Varneța cu votanții din stânga Nistrului. Vedeți dumneavoastră sau examinați posibilitatea de a elabora un pachet de asistență pentru Republica Moldova astfel încât să eliminăm aceste lacune și dacă aceste lacune de modificare a codului electoral ar putea fi introduse în acele condiționalități de care vorbeați dumneavoastră anterior, pe care Uniunea Europeană le propunea Chișinăului pentru oferirea de asistență. Da, au existat în mod evident anumite nereguli în felul în care aceste alegeri s-au desfășurat. Ele au fost documentate și de către OSCE, de misiunea, din păcate, restrânsă pe care OSCE-ul a putut-o organiza, a putut-o desfășura pentru monitorizarea procesului electoral și pe 1 și pe 15 noiembrie. Însă eu vreau să facem o diferență clară între acele nereguli care au rezultat din modul, să spun, executiv-administrativ în care au fost organizate alegerile și care nu țin neapărat de lacune legislative și acele probleme care reies într-adevăr din lacune legislative. Lacune pe care, cum spun, le-au documentat, le-au afirmat și observatorii din partea OSCE. Faptul că anumite secții de votare au rămas fără buletine de vot, cum s-a întâmplat la Frankfurt, cum s-a întâmplat la Londra, cum s-a întâmplat în alte locuri în diaspora, nu ține de lacuna legislativă. Acolo ține de o insuficientă organizare a procesului electoral în acele secții de vot. Fie s-a subestimat participarea la vot în acele secții, și să spunem că a fost doar o proastă organizare, fie poate în mod deliberat nu s-au trimis destule voturi. Nu vreau să fac un proces de intenție, însă, cum spun, aceste tipuri de nereguli sau incidentele de securitate la care făceați referire, deci acestea țin de modul în care alegerile sunt organizate. Aceasta este o responsabilitate executivă a guvernului. Și pe partea cealaltă avem, într-adevăr, chestiuni care țin de organizarea legislativă, de codul electoral. Chestiune care țin de finanțarea campaniei, pentru că au existat observații din partea misiunii OSCE cu privire la transparența și la modul de organizare a finanțărilor campaniilor politice. Deci sunt într-adevăr și anumite elemente care trebuie să fie adresate printr-un proces legislativ. Și atunci, da, nu vă pot spune cum va arăta întregul pachet de condiționalități pentru viitorul acord, însă ceea ce vă pot spune este că pe baza observațiilor pe care noi le-am preluat de la nivelul misiunii OSCE și pe care cumva ni le asumăm, ni le apropiem și noi aici la Parlamentul European, tocmai pentru că noi nu am putut să organizăm noi înșine o misiune de monitorizare a alegerilor și atunci am ales să ne bazăm, să ne fundamentăm observațiile și concluziile pe baza misiunii OSCE. Și atunci când spuneam ne apropiem aceste observații, aceste concluzii ale misiunii OSCE și da, în dialogul pe care îl organizăm cu Republica Moldova, cu autoritățile de la Chișinău pentru acest nou set de condiționalități, ne vom apleca și asupra nevoii de ajustare a legislației electorale. Dacă îmi permiteți a doua întrebare, acum două săptămâni, colegul dumneavoastră din Parlamentul European, ex-premierul Lituaniei Andrius Kubilius, spunea că până la sfârșitul acestui deceniu, Republica Moldova, Georgia și Ucraina ar putea obține statutul de țări candidate.
Care este părerea dumneavoastră și ce ar trebui să se întâmple sau să ne unim eforturile toate cele trei țări sau să mergem fiecare pe partea sa și să-și facă agenda de reforme? Cum vedeți dumneavoastră, adică în primul rând dacă vedeți că putem obține acest statut în perspectiva aceasta de 10 ani, 90 ani și care ar trebui să fie pașii exacti pentru a obține această perspectivă? În relația pe care eu am ales să o am în calitatea asta de raportor și cumva și în afara ei, nu există ceva să-mi doresc mai mult decât acest lucru. Îmi doresc să văd Republica Moldova membru al Uniunii Europene. Asta ca să fie foarte, foarte clar care este obiectivul meu și care sper eu că este și obiectivul Republicii Moldova. Acum, dacă acest obiectiv va fi îndeplinit la pachet pentru țările din parteneriatul estic sau dacă una sau două țări din cadrul parteneriatului vor reuși cumva să câștige câteva lungimi de avans față de alte state membre, asta în primul rând depinde de performanța individuală a fiecărei țări și doi, dacă ne uităm la textele privind parteneriatul estic, așa cum au reușit ele și din Parlamentul European și din Consiliul European, se vorbește despre posibilitatea unei diferențieri. Și nu este întâmplătoare acea formulare în toate textele politice, cum spuneam, și de la Parlament și de la Consiliu, pentru că ea arată că fiecare stat din parteneriatul estic care aspiră la a deveni membru în Uniunea Europeană va fi judecat practic pe propriile merite și va fi judecat pe performanța în îndeplinirea agendei de reforme și, bineînțeles, odată ce ar începe negocierile de aderare a întregului pachet foarte complex, foarte, foarte ambițios pe care un stat trebuie să și-l asume. Dacă sunt 10 ani de ajuns, dacă există voință politică, eu sunt convins că da. Dacă mă uit la ce s-a întâmplat cu statele membre care au aderat în 2004, cu statele membre printre care și cel pe care îl cunosc cel mai bine, România, care au aderat în 2007, a fost un parcurs lung, dar un parcurs care a putut fi încheiat într-o perspectivă de 10 ani. E clar că nu suntem în același context politic ca cel de la finalul anilor 90 și începutul anilor 2000. E clar că, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, realitățile politice arată cu totul altfel, însă atașamentul Uniunii Europene pentru relația cu parteneriatul estic și importanța pe care Uniunea o dă angajamentului politic pre-european al statelor din parteneriatul estic este, sper eu, evident. Mesajele politice de un an de zile încoace sunt clare pe această linie, inclusiv la ultimul summit al parteneriatului estic. Și, repet, eu am și cred cu tărie, am convingerea că Republica Moldova poate fi unul dintre statele care performează cel mai bine în acest parcurs și pentru a îndeplini această ambiție. De ce? Pentru că are, cred eu, flexibilitatea de a adopta, dacă, repet, există voința politică, are flexibilitatea de a trece prin agenda de reforme, cum spuneam, foarte complexă, pe care o presupune aderarea efectivă la Uniunea Europeană, iar sprijinul pe care Uniunea îl va da în acest proces poate ajuta, poate sprijini tot acest proces de reformă. Mai văd din nou mână de la doamna Francesca Gândea. Dacă nu, Cristina Păpușoi. Bună ziua, Cristina Păpușoi de la Radio Chișinău. Domnule Tudorache, voiam să vă întreb care sunt următorii pași într-un viitor foarte apropiat în relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și dacă trebuie să ne așteptăm la o resetare a dialogului politic dintre Chișinău și Bruxelles.
La o resetare, în mod evident. Și asta pentru că, repet ceea ce am spus înainte, atașamentul noului președinte Maia Sandu la agenda europeană, la angajamentele pe care Republica Moldova și le-a asumat, la parteneriatul și dialogul cu Institutul European este evident, este de netăgăduit. Și nu este, cel puțin nu a fost niciodată caracterizat de acel dublu limbaj pe care, din păcate, l-am văzut cel puțin în anul trecut de când am avut acest rol la fostul președinte Dodon. Deci da, mă aștept ca acest dialog să se intensifice și pe partea noastră, repet ceea ce spuneam și înainte, suntem dispuși, deschiși să începem acest dialog și să luăm aceste contacte cât de repede se poate. Bineînțeles că în acest dialog e foarte important și guvernul și de aceea cred eu că întâi trebuie să vedem cum se prefigurează o nouă majoritate în Parlament, dacă e cazul și cum va arăta evoluția relațiilor între președinte și guvern. Cert este că, pe partea noastră, continuarea discuțiilor pentru noul pachet de condiționalități, să spun așa, pentru această nouă rundă de negocieri în vederea reînnoirii angajamentelor legate de acordul de asociere, e practic cadrul în care aceste discuții se poartă și se vor purta în săptămânile și lunile următoare și cu cât mai repede finalizăm aceste discuții și formalizăm acest nou angajament, această nouă agendă de reforme, cu atât mai bine va fi pentru parteneriatul dintre Moldova și Uniunea Europeană și pentru dialogul și relațiile care se vor stabili între autoritățile de la Chișinău și Bruxelles. Domnule Tudorache, și încă o întrebare. Uniunea Europeană ia în calcul ideea de a se implica mai concret și nu mă refer aici doar la asistența financiară și de expertiză pe care oferă Republicii Moldova în ultimii ani, dar poate la ideea unui organism exact care să se ocupe de această relație cu Chișinăul sau la proiecte mai exacte în domeniul sănătății care să fie resimțite direct de cetățenii Republicii Moldova. Da, nu cred că este un secret. Noi, de aici, la nivelul Parlamentului European, am cerut Comisiei Europene să se formeze la nivelul Comisiei Europene același tip de organism ca cel creat în urmă cu câțiva ani pentru Ucraina, tocmai pentru a canaliza mult mai bine efortul de susținere, de sprijin, atât financiar cât și instituțional, organizațional, pentru agenda de reforme din Republica Moldova. Ceea ce am văzut până acum, ca și mobilizare, ca și organizare, ca și tip de structură de angrenaj la nivelul Comisiei, nu e chiar ceea ce s-a făcut pentru Ucraina. Și eu cred că ăsta este unul din subiectele pe care, inclusiv cu noul președinte Maia Sandu și discuțiile pe care noul președinte Maia Sandu le va avea cu responsabilii politici de la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, cu un altul reprezentant Borrell, eu aș pune acest lucru pe agenda. Eu voi face și voi continua acest demers și din partea dinspre Parlamentul European, bineînțeles, și voi împinge nevoia unui astfel de angrenaj mai complex, mult mai apropiat de nevoile Republicii Moldova și de instituțiile de Republica Moldova, în așa fel încât să se poată lucra mult mai strâns, mai puțin distant decât se face la acest moment. Deci da, eu îmi doresc o astfel de structură și, repet, sper că dacă și de la Chișinău vine această cerere expresă, sper să convingem Comisia Europeană de nevoia instituirii lui cât mai rapid. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru discuția din această dimineață și vă mai aștept la alte astfel de conferințe atunci când vor mai fi momente importante în relația dintre Parlamentul European, dintre instituțiile europene și Republica Moldova. Mulțumesc, o zi frumoasă!